cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul. Bună dimineața! Bună dimineața! Știri din Neamț, Mesagerul de Neamț, joi, în data de 8 aprilie, ne apropiem vertiginos de sărbătoarea Paștelui. Unul din puținele motive de bucurie pe care le mai avem în această perioadă. Ca de obicei, joi, invitatul meu de astăzi, dar de fapt, hai să nu-i spunem invitat, hai să-i spunem co-realizator până la urmă. Domnul doctor Liviu Harbuș. E dar normal, pentru că, domnul doctor, sunteți nemțeanul cu cea mai mare audiență în media, ca să spun așa, națională. Dacă facem abstracție, dacă facem abstracție de Andreea Marie. Da. Și mă rog. Mihaela Rădulescu. Mihaela Rădulescu nu mai face. Da. Andreea Marie nu știu, mai face. Mai face ceva cureva pe TVR2. Bine ați venit la noi. Bine v-am găsit. Avem o săptămână, un număr mare de subiecte și sunt multe lucruri de discutat, pornind și numai de la decizia Curții Constituționale de ieri, alaltă, nu mai știu când, care va schimba multe lucruri în justiție, zic eu. Să sperăm că va deveni și practicabilă și că cineva va ține cont de ea, pentru că, dacă ne gândim, în principiu, ea era legiferată. Deci, haideți să le spunem oamenilor. Da, este vorba despre motivarea pe care trebuie să o dea întotdeauna instanța. Într-un termen de 30 de zile era înainte, nu s-a respectat niciodată termenul, au fost oameni care au făcut ani grei de pușcărie și n-aveau în spate motivarea judecătorului. Și n-a venit motivarea nici după ce au ieșit, adică ceea ce încalcă flagrant drepturile omului, adică e o chestie chiar flagrantă. Ea exista în legislație, n-a fost respectată, dar probabil creindu-se așa un procent de 80% de decizii ale curților, ale tribunalelor, a instanțelor, care nu îți dădeau motivările, s-a sesizat CCR-ul, slavă Domnului. Dar din ce am înțeles eu, este valabilă doar pentru codul penal, nu și pentru codul civil. Poate greșesc, că n-am informația exactă. Mi s-ar părea inechitabil, pentru că în mod normal ar trebui ca orice lege să acționeze echitabil pentru toată lumea. Da, dar e o normalitate. Îl condamn pe unul. O normalitate de bun simț. Da, deci până la urmă nici nu trebuia să dai o hotărâre a Curții Constituționale. Dar nu există în lume așa ceva. Nicăieri. Adică e absolut stupid, da? Mă rog. Trecem mai departe cu asta. Ieri în emisiune am vorbit despre Apa Serv și scandalul de acolo. A fost o conferință de presă și subiectul principal a fost cam așa. Apa Serv este decapitalizată și din cauza faptului că s-a semnat un act de încetare a lucrărilor, de recepția unor lucrări. Asta în mandatul, trecut. Domnul Chitic, da. Da, și era, nici măcar nu era domnul, n-avea legătură cu Piatra Neamțu, era pe județ, dar în mandatul trecut, știu, da. Pentru că la un moment dat primarul a invocat... Și Apa Serv a fost dată în judecată de constructori și constructorii au câștigat valoarea lucrărilor plus penalități de vreo 3 milioane și ceva. Toată lumea a arătat cu degetul spre fosta conducerea de la Apa Serv. Un constructor, altfel, de casă, în general, în județul Neamț. Nu, că era un consorțiu. Era un consorțiu și nu pot, consorțiu. Deci nu pot să spun că toți din consorțiu sunt de casă în județul Neamț. Nu, dar de obicei răspunde liderul de consorțiu. El semnează, el răspunde, indiferent cui subcontractează. Deci au participat împreună, deci erau pe picior de egalitate. Da. Da, deci erau două sau deci trei era firme. Era o asociere... Da, erau două sau trei firme. Toți au arătat cu degetul spre Cătălin Dughir, directorul de atunci, și s-a spus că se face o plângere sau s-a făcut o plângere la DNA pe subiectul ăsta. Eu am zis că ar fi foarte bine să stăm de vorbă în emisiune
toți trei, cu domnul Dughir, să-l întrebăm și pe el cum e, că nimeni nu l-a întrebat. Să spună și domnul Dughir, domnule, uite, lucrurile stau cam așa, sunt vinovat sau sunt nevinovat. Să vedem dacă domnul Dughir ne răspunde la telefon. Bună dimineața! Bună dimineața! Domnul Cătălin Dughir, suntem la Mesagerul de Neamț în emisiune în direct, împreună cu domnul Liviu Harbuz. Ca să spunem așa, moderăm împreună această emisiune și după emisiunea de ieri și conferința de presă de la APA Serv, mi se pare normal să vă dăm și dumneavoastră cuvântul, să ne spuneți care este părerea dumneavoastră despre acel proces controversat în legătură cu contractul dintre asocierea respectivă APA Serv și faptul că APA Serv a pierdut acel proces. Da, bună dimineața încă o dată ascultătorul dumneavoastră și domnului Harbuz. Bună dimineața, domnule director. Am observat că atât în conferința de presă, cât tot ce s-a afirmat pe lungul emisiunilor sau de în ultimele zile, se prezintă doar o parte din evenimente, din ce s-a întâmplat, încercând să se ascundă anumite lucruri, probabil. Că se ascund sau nu știu care este motivul. Am să încep să vă spun soluția care a fost dată pe data de 1 aprilie. Deci instanța constată nule pentru nerespectarea termenului de recurs, recursurile formulate de părâta CZA Paser. Stați că n-am înțeles. Procesul a fost pierdut pentru că compania județeană Paser, în condițiile în care are o firmă de avocatură, de renume și în condițiile în care plătește o juristă cu spor de 40% ca să urmărească contractul casei de avocatură, nu sunt în stare, deși au șansă să se apere, să formuleze un recurs în termen. Deci nici, aproape că nici nu mai avem ce discuta de aici încolo. Neglijență în serviciu. În afară de asta, toată problema legată de Moldofor a apărut în urma ultimului act adițional la contract, în care se acota o prelungire de termen, deci a fost o revendicare a Moldofor la care solicita termen de execuție prelungit, plus o sumă de bani care pentru niște cheltuieli suplimentare care au apărut. În urma soluționării cu Comisia de Adjudicare a Disputelor, care n-am avut o Comisie de Adjudicare a Disputelor permanent de-a lungul de lor contractului, s-a ajuns la concluzia că Moldoforul, și din considerente că contractul era finalizat, Moldoforul s-au prelungit 69 de zile, dar în următoarele condiții. Să termine lucrările până la 15-12 ca să poată fi decontate integral, iar în caz contract că nu termină, îi te aplică penalități de la 8 octombrie, data când s-a semnat acel act. De contract. Da. Iar lucrările care sunt executate după 15-12 le execută pe riscul și pe cheltuiala sa. Deci este un act adițional, domnul Dughir. Un act adițional. Mai mult de atât, contractul cele doi era legat de contractul cu stația de epurare la Podoleni. Deci nefuncționarea, încheierea contractului cele doi atrăgea nefuncționarea și terminarea contractului cele cinci cu stația de la Podoleni, pentru că nu puteau să demonstreze funcționalitatea stației Podoleni, dacă nu funcționa restul, da. Până la Podoleni. Dar atunci, în actul adițional, e menționat că toate penalitățile care apar ca urmare a întârzierii pe contractul cele 5, le va suporta Moldocol. La fel și penalitățile dacă apar pe contractul cele 2, a Moldocolului, dar tot din cauza acestor prelungiri. Da. Scrita care a făcut-o Moldofor a fost pe baza unei facturi pe aceste lucrări care s-au făcut după 15 decembrie. Dar domnii din conferința de presă nu mai amintesc faptul că mai exista o factură de penalități făcută de APA Serv către Moldofor. Am înțeles.
Apazet nu a mai făcut niciun demers. Deci dacă Moldopor a revendicat acea sumă de bani pentru lucrările după 15 decembrie, Apazet trebuia să vină un alt cu un recurs, cu factură de penalități și în compensare cu acea factură de penalități care îi se cuveneau companiei din cauză că la data de 8 octombrie lucrarea nu era monoponare și să se încadreze în termen. Am înțeles. Mulțumesc tare mult, domnul director. Deci, practic, două sunt lucrurile aici interesante. Faptul că procesul s-a pierdut pentru că s-a declarat târziu recursul și doi... Da, deci aveau șanse să câștige la recurs, dar n-au valorificat-o. Și doi, faptul că... Semne de întrebare, da, și... Faptul că n-au deschis un proces pentru acea factură de penalități, pentru penalitățile care se cuveneau, și faptul că au făcut recursul târziu, sunt niște semne de întrebare. Dacă... Și doi, faptul că nu s-a urmărit acea factură de penalități care să fie în contrapondere cu factura de lucrări. Vă mulțumesc tare mult! Vă rog! Am făcut o afirmație că s-au plătit lucrări care nu au efectuat. Păi vreau să vă spun că președintele Comisiei de Recepție la terminarea lucrărilor, nu la recepție definitivă, că nu există asemenea termen de recepție definitivă, dar s-a spus acolo, există recepția terminarea lucrărilor și recepție finală, președintele Comisiei la recepție la terminarea lucrărilor n-a fost nimeni altcineva decât Păcală Ioan. Am înțeles, deci domnul Păcală. Bine, dar acum... Dar în legătură cu cineva care a fost la conferința de presă. Am înțeles. Vă mulțumesc tare mult, domnul director, și mai stăm de vorbă. Sănătate! Deci, e bine întotdeauna să asculți și partea cealaltă. Dacă ce spune domnia sa este adevărat, că procesul s-a pierdut pentru tardivitate la depunerea recursului, nu mai avem ce discuta. Adică este... Există două posibilități în momentul în care nu se face recursul în termen, atunci când vorbim despre instituțiile statului. Fie este o neglijență în serviciu, fie... Este incompetență. E o neglijență, aș spune-o pe incompetență, fie este un motiv bine conturat, deci este cu voia și, hai să-i spunem, făcut intenționat. E o practică care se întâmplă în instituțiile statului. Din păcate, întotdeauna se creează prejudicii. Normal că așa e, sunt prejudicii. Dar niciodată de aceste prejudicii nu sunt recuperate. Cineva. Nu se recuperează. Nimeni. Nu răspunde nimeni. Când se recuperează, se recuperează din buget, din banii noștri ai tuturor. Iar când nu se recuperează, are grijă cineva să recupereze o persoană fizică. Pe de altă parte, demersul făcut de cei de la conducere de acum, de la APASERV, să facă reclamație la DNA, mie mi se pare salutar până la urmă. Hai, dumneavoastră, să vedem cine a greșit în chestia asta. Păi, cum adică să faci reclamație la DNA? Cred că, ce, un autodenunț? Sau... Dar nu, e actuala conducere. Ăștia n-au fost atunci. Așa. Actuala conducere, care acum că plătește pagubele de la vechea moștenire. Hai să ne înțelegem. Acolo a fost un management permanent. Politic. Politic. Determinat și controlat de Consiliul Județean. Deci, practic, e aceeași echipă. Nu înțeleg cum de nu s-a înțeles. Cu nuanțe, domnule. Cu nuanțe. Cu nuanțe, da. Cu nuanțe, multe nuanțe. De la violet la roșu. Cam așa ceva. Da. Cam așa ceva. Da, dar pe mine mă lasă... Problema este... APASERV, care e pe buzele tuturor și care... La propriu. Mă rog, multă lume nu mai bea apă de acolo, și dar... Și despre care vorbim în fiecare zi, are situații cu totul paradoxale, adică vorbim despre un CEA care e foarte bine plătit, vorbim despre muncitori care iacăt au ieșit în stradă și au făcut grevă, pentru că dacă e adevărat că ei au salariu net de 1600 de lei, nu mi se pare a fi un salariu foarte mare. În felul ăsta vor îndepărta toți profesioniștii care mai sunt. Și aici mă refer la instalatori, la electricieni, la oameni care, într-adevăr, lucrează de ani buni și sunt profesioniști.
Astfel vom deprofesionaliza un sistem, iar doar cu așa zișii manageri sau membrii în CEA, APASER nu își va rezolva problemele. Bun, pe de altă parte există o groază de probleme și vă provoc la o discuție, să facem o emisiune. Știți că în județul Neamț, APASER a preluat din lucrările făcute în comune din 2015 până în anul de grație 2021, trecând și peste anul Dăncilă, o singură lucrare din cele care sunt 27-28 de lucrări făcute în comune. Da, de către... e simplu, a invocat lipsa de capacitate. Nu. Dar? Faptul că acele lucrări nu corespund din punct de vedere tehnic. Faptul că în pământ este o țeavă, nu știu, de 10 și în realitate este de 6. Problema capacității țevilor e mai veche. Și nu, dar e vorba de proiect și de modul în care s-a realizat proiectul. Într-o comună, îmi spunea cineva care este vechi în APASER și știe, și dom'le, ne-am dus acolo să preluăm lucrarea. Și avea o stație de epurare. Și când ne-am dus la stația de epurare, am zis, nu, dar ce e aici? A, zice, da, nu funcționează. Păi și cum a semnat voi că îi funcționează? Păi ca să nu plătim, cum se cheamă, la proiecte europene? Penalități. Penalități. Bun, și ce faceți cu ea? Simplu. Zice, luăm rahatul și îl ducem în altă parte, ca să nu se umple. Și noi să vă preluăm acum? Păi da, dar voi aveți și mașini de cărat. Zice, la voi nu e nicio problemă. Asta este realitatea. E ușor... Și eu, știți poziția mea față de APASER, dar pe de altă parte sunt o groază de lucruri care nu sunt în regulă și în care ar trebui să intervină și autoritățile statului. Ce să fiu, eu nu am stat niciodată să analizez APASER, mă și depășește tehnic, adică nu e un domeniu care să-mi fie confortabil. Dar eu văd defectele și, până la urmă, efectele contează, pentru că ne confruntăm cu toții cu aceste efecte. Bun, dar cum vă explicați dumneavoastră că într-o comună, de exemplu, mare, care se susține singură aproape din punct de vedere financiar, undeva spre Bicaz încolo, consumul de apă, deci este rețea, da, este la APASER, așa, după ce a fost preluată rețeaua de la primărie, consumul de apă a crescut brusc, dar încasările sunt undeva la un sfert și contractele la un sfert. Se fură. N-avem proba. Până la proba contrarie... Da. Bun, haide să trecem. Avem neglijența și furăciunea, sunt două lucruri care de obicei fie coexistă, fie nu sunt identificate. Domnul doctor... Ne apropiem de finalul lunii aprilie și dumneavoastră, în calitate de consilier local, probabil vă pregătiți să votați bugetul. Pentru care an îl votăm? Pentru 2022 sau pentru anul în curs? Că eu n-am înțeles exact. Într-o țară normală, bugetul se votează undeva prin noiembrie, noiembrie. Conform legii, el la nivel național ar trebui votat în luna noiembrie anului precedent, adică în 2020 trebuia votat. Deci există o lege pentru asta? Da. Și există și o sancțiune? N-a fost respectată decât există o singură vreo sancțiune? Dată istorial. Nu, e fără sancțiune. E fără sancțiune. Foarte multe legi la noi. Păi și atunci, scuzați-mă, nu putem să facem un loc în care să scriem bine ce legile, să tipărim legile pe monitor oficial din hârtie igienică? Da, putem deci, face adică... o listă cu legi care pot fi aplicate și legi care nu trebuie aplicate. Ce mă încălzește aplicate? Pe mine că există o lege? Domnul Bălănescu, asta există de 30 de ani, știți bine. Mai ales în perioada în care avem la putere... guverne în care există coaliții, știți bine cât a fost de dezbătut la nivel de guvern bugetul, pentru că miniștrii dintr-un partid se ceartă cu miniștrii din celălalt partid, că de ce ministerul tău a primit mai mulți bani, al meu mai puțin. Sunt, până la urmă, partea de provincie este o victimă a ceea ce se întâmplă la nivel central, întotdeauna. Pentru că de acolo se dă semnalul și nu poți să faci bugete decât după ce bugetul național este aprobat.
Mie mi se pare o crimă, mă scuzați. Mie mi se pare o crimă. Haideți să ne un genocid. Puțin. Haideți să ne uităm puțin. Nu a fost votat bugetul nici în la Consiliul Județean. N-a fost bugetul nici la primărie. Sunt multe primării care n-au votat bugetul. Păi, dar nu pot vota fără bugetul de la Consiliul Județean. Dacă nu s-a votat la Consiliul Județean... Dar mie mi se pare o crimă, un genocid, faptul că într-un an în care avem pandemie, de exemplu, în zona sănătății, nu poți funcționa pe lucrurile normale, nu vorbesc pe zona de COVID, decât la 12% din cheltuielile de anul trecut. Mi se pare o crimă pe care nimeni nu o sancționează. Se întâmplă de 30 de ani. Știți bine că așa au funcționat bugetele. Am avut ani în care până în luna august nu era votat bugetul. Deci, nu știu unde vi se pare ciudat. Dar nu mi se pare ciudat, mi se pare inadmisibil și mi se pare motiv de revoltă. Asta este cu totul altceva, dar noi ne revoltăm în fiecare zi și mi se pare că cineva s-a intimidat din cauza revoltei sau datorită revoltei. Da, mi se pare că da. Ați văzut cum a ieșit lumea în stradă, brusc au început să vorbească de la prim-ministru până la, nu știu care, secretar de stat, despre relaxare. Da, dar este doar o promisiune care ține de situația epidemiologică, adică s-a luat reper data de 1 iunie. Data de 1 iunie, dacă mă întrebați pe mine, tehnica a fost aleasă, fiind modelul Germania, Franța, țările care au spus da de la 1 iunie, pentru că 1 iunie înseamnă și începerea sezonul vacanțelor, se mișcă economiile, toți vor să deschidă. Deși uite că și Grecia, care deschidea la 1 mai, acum deschide la 14 mai, ceea ce nu e ok, pentru că foarte mulți și-au propus să facă vacanțele în Grecia chiar începând de la 1 mai. E adevărat, în anumite condiții, exact ce vorbeam și la noi. De ce ținem sistemul Horeca închis? De ce nu începem să dăm drumul dacă cei din restaurant, personalul, este vaccinat? Și în restaurant intră persoane vaccinate sau care au trecut prin boală? Sau poate chiar și cei care, nu știu, dai puțin cam deplasat să dai 4.000 de lei, ca să, 400 de lei, ca să-ți faci un test real PCR, ca să te duci să iei masa. S-ar putea să fie testul mai scump decât masa. Da. Deci se pot găsi soluții. Cred că cel mai ușor e să spui nu, închidem. Probabil că și abordarea asta cu lockdown-ul, dacă, cum spunea, nu știu, cred că, nu știu exact cum o cheamă, secretar de stat al Ministerului Sănătății. Andreea Moldovan. Doamna Moldovan, așa. Că a zis că 2 săptămâni de lockdown ar fi mană cerească pentru evoluția pandemiei. Acum, lucrurile, dacă ne uităm atenți, se derulează și într-un sens dramatic, pentru că vorbim despre 1450 acolo de paturi ATI, deși noi, conform datelor oficiale, aveam vreo 1350 de paturi, acum sunt 1400 ocupate. Ca să nu mai vorbim de cei care stau în așteptare. Adică am ajuns în situația critică despre care vorbeam în Lombardia, povestea cu oameni care mor pentru că medicii sunt obligați, sunt în situația de a opta cine trăiește și cine moare. Adică și presiunea asta asupra medicilor este o chestie într-adevăr îngrozitoare. Domnul Harbuz, noi trăim în Piatra Neamț. În jurul nostru avem niște situații absolut incredibile și în județul Neamț. Mie îmi vine să înjur. Să spun, cine mama naibii... Da, aveți libertate. Cine mama naibii este vinovat de faptul că în Neamț toate lucrurile merg de-a întoarselea. E noaptea minții. În Piatra Neamț a ars secția ATI. A fost o tragedie națională. Da? Au murit oameni... Care a durat 3 zile. Da, a durat 3 zile. Nici acum nu avem un raport public că trebuie acoperite niște rahaturi.
și țambalul nu-i destul de mare. Nici acum îmi venea, eufemistic vorbind, să pun mâna pe o bâtă și să-i dau în cap prin televizorul unuia. Când spune așa, vai, zice, dar la Piatra Neamț noi avem mare grijă de orașul acesta, unde s-a petrecut o tragedie, vom trimite o unitate mobilă ATI, pentru că situația este gravă, la 5 luni după incendiu, da? Și vom trimite o unitate ATI, dar cum să nu trimit? Trimitem! Și da, o trimitem, am trimis-o. De la Timișoara. Da, știți cum e, e puțin defectă. Trebuie reparată și după ce o reparăm, o trimitem la Piatra Neamț. Este nerușinare și nesimțire pe cel mai înalt grad a unor oameni pe care îi doare în fund de suferința oamenilor și de o anumită comunitate care oricum este bătută de cel de sus prin cei care i-au pus să ne conducă în ultimul timp. Nu se poate așa ceva. Da, eu cred că problemele apar și din ceea ce înseamnă lideri administrativi, politici la nivel de județ Neamț. Absolut! Pentru că dacă ar fi fost un consens și dacă ar fi fost o solidaritate chiar politică, adică dacă toate partidele ar fi vorbit pe aceeași voce atunci când s-a întâmplat tragedia și atunci când noi trebuia să găsim niște soluții pentru Piatra Neamț, dar gândiți-vă ce costuri în vieți sunt în perioada în care noi n-am avut ATI. Ce? Am băgat 3 milioane la Lescan, domnule, și nu beneficiem de nimica de acolo. Acum, ar place imaginea asta, mie mi-ar place senzațional imaginea asta, să-i vedem pe toți parlamentarii de Neamț în cătușe, legați unul de altul, în fața guvernului. Adică de data asta să fie cătușele în sens benefic. Absolut, legați în fața guvernului, nu plecăm de aici. Nu, în lanțuri. În lanțuri, sau în lanțuri. Dar e mai uzual. În lanțuri, în fața guvernului, cu pancarde. Nu plecăm de aici până nu se rezolvă problema ATI de la Piatra Neamț. Da, absolut. Să-i vedem împreună. Despre asta să vorbeam. Chiar dacă se scuipă între ei acolo. Uitați-vă ce se întâmplă acum ca o consecință. Bineînțeles, în sfârșit, să vorbește despre spital făcut de Consiliul Județean, spital făcut de primărie. Fără un dialog și fără un consens, vor fi istorie sau o poveste, va fi o poveste construcția unui spital. Pentru că niciodată să nu-și închipă cineva că la Piatra Neamț, chiar dacă va avea titulatură de spital județean, nu se vor putea construi două spitale în același timp sub coordonarea Ministerului Sănătății, adică din bani guvernamentali, bineînțeles, aici includ și banii europeni. Fără un dialog și până nu se face o strategie comună, nu avem despre ce discuta. Spuneați despre apa SERV mai devreme. Păi și apa SERV. Eu cred că apa SERV, chiar dacă este în coordonarea și subordinea Consiliului Județean, chiar dacă are o anumită nuanță politică, managementul de acolo, eu cred că ar trebui să stea la masă primarul cu apa SERV și cu Consiliul. Aici s-au făcut pași înainte, la primărie apa SERV. Au recunoscut și unii și alții. Nu s-au finalizat. Bun, au recunoscut. Dar eu vreau să văd o strategie, pentru că mereu noi lucrăm ca la pompieri. Apar incendii, le stingem, după care așteptăm următorul incendiu fără să luăm nicio măsură. Americanii au inventat toate procedurile în urma unor evenimente. Deci când este un eveniment, imediat americanii scriu o procedură. Că atunci când se întâlnesc din nou cu acel eveniment, să aibă deja procedura și să poată face ceea cu toții numim prevenție. Uitați, stăteam acum și mă gândeam așa. A luat foc secția ATI la Piatra Neamț. N-a ieșit un oficial de la spital, dar poate va ieși domnul Filimon când are timp între, știu eu, dat hârtii la DNA, la ANAF și în alte părți sau emisiuni, să ne spună ce s-a întâmplat. Era asigurat spațiul ăla? Am primit de undeva niște bani acolo? De ce în momentul ăsta? Nu ne spune nimeni. Nu se poate folosi încă acel spațiu. Care e sigiliul pe el? Din motive de anchetă? De când n-a mai intrat cineva acolo? Nu știu, cred că ar trebui să-l întrebați pe domnul Filimon.
Deci, bine, eu pun o întrebare retorică aici. Da, trebuie să răspundă și președintele Consiliului de Administrație și domnul președinte... Pentru că eu personal am avut cea mare așteptări de la domnul Filimon, da, apropo de... Toată lumea are așteptări de la domnul Filimon. Dar nu... Adică... Dar să nu ne referim la scriitorul Filimon, da, ăla cu ciocăi vechi și noi. Nu. Vorbim de domnul Alex Filimon, nu, pentru managerul spital. Măcar ăla atunci a lansat un tip de om care în ziua de astăzi este perfect peste tot la toți ăștia care au funcții pe motive politice. Dinu Păturică. Absolut. Care e printre noi și va fi cât va exista România. Dinu Păturică este la locul lui peste tot. Dar mergând mai departe, noi publicăm un material și nu vreau să insist foarte mult asupra lui. Cine vrea să-l citească, îl citește. Cine nu, rămâne aici pentru ca să fie scris. Apropo de spital, în 2018, brusc, s-a ridicat nivelul politic al unora și au zis, doamne, trebuie să dăm o lovitură. Facem un spital nou și cam așa s-au desfășurat lucrurile. Asta nu erați în zonă. O ședință de Consiliu Județean, introdus un proiect pe ordinea de zi și consilierii la televizoarele alea de acolo îi se spune, doamne, facem un spital nou. În amintirea spitalelor noi construite la Piatra Neamț pe Hârtie, toți au ridicat capul din somnul specific unor ședințe de Consiliu Județean și au văzut pe ecran de televizor un bloc înalt, nu știu, 13, 12, 11 etaje, nu mai contează, erau cu autorizația. Da? Ca intenție era foarte bine. Foarte bine. Și ăsta este spitalul pe care îl construim, avem autorizație, votați. Domnul, știți, spitalul ăsta e foarte frumos, dar restul, știți, chestii cum, n-ai treaba voastră, rezolvăm. Și au votat. Foarte bine că au votat. Da, poate că dar cum s-a ajuns la votul ăla? Președintele Arsene s-a bazat pe ceva la momentul ăla, pentru că era... Numărul 2, 3, 4 din PSD și ca decizie națională. Ceea ce pe mine nu mă deranjează dacă beneficiază toți cetățenii. Absolut. Adică apariția unui spital, finanțarea unui spital putea fi făcută nici n-aș vrea să dau aici. Și de Putin. Deci eu am și scris, și am spus așa, argumentele pentru construirea unui spital sunt valabile oricând. Absolut. Deci nu discutăm asta. Eu vreau să ajung în altă parte. Ca să-l poată face, l-a vrut să-l facă pe situații de urgență. S-a dat o hotărâre a prefectului, a președintelui Consiliului Județean pe situații de urgență, mă rog, prefectul. Ca să o dea prefectul, s-a întocmit un dosărel. În dosărelul respectiv apare raportul, procesul verbal al unei comisii, format din membrii de la ISU, Inspectoratul de Stat în Construcții și DSP. Ce ne spun în anul de grație 2018 aceste instituții? Hai, spitalul zice, este groaznic acolo, domnule. Hai, nu se poate. Structura de rezistență e afectată. Instalațiile electrice ce sunt în risc major de incendiu. Altfel, lucruri reale. Lucruri reale. Și care au constituit motivația pentru construcția unui spital nou. Corect. Dar spui acolo că din 2014 noi știm lucrul ăsta. Bă, băieți, ca să ne explicăm în limbajul ăla colovial. Păi dacă știați din 2014, de ce ați mimat până în 2018 că totul este în regulă? Când noi scriam că se lucrează fără autorizație în spital, că se lucrează și se afectează structura, că se cheltuie bani aiurea, nu totul este în regulă. Nici nu ai cum să lucrezi cu astfel de clădiri construite în anii 70 fără să faci compromisuri. Pentru că niciuna din clădirile astea, cu atât mai mult spitalul din Piatra Neamț, nu se pretează la noile fluxuri. Domnul Harbăr, compromisuri poți face cu orice. Dar nu cu sănătatea oamenilor. Dar n-ai ce face, pentru... Și nu poți face compromis să lucrezi într-o secție unde sunt copii bolnavi în regim de șantier. Asta nu este compromis. Bun, asta este... Asta este penal, este penal, recunoaște este... toată lumea că e așa. Asta este o decizie managerială, cred că e o mare prostie. Dar atunci când vorbim despre clădirile vechi, spitalele din România, când vorbim despre nenorocirea care ne paște pe toți cu bacteriile nosocomiale. Gândiți-vă câți oameni au intrat în spital sănătoși și au ieșit morți pentru că s-au infectat cu bacterii spitalicești.
Și ăsta este un fenomen major, dacă ne uităm la state. În România. Asta vreau să vă spun. Neraportată. Nu ai cum să te bazezi pe un spital, mai ales pe puterea de instalare, când noi venim, gândiți-vă că un aparat se epuizează moral în 3 ani, deci aparatura evoluează. Sistemele de alimentare a acestor aparate sunt ultramoderne, ele sunt protejate. Dar când tu vii cu încă 6 prelungitoare și încarci cu sarcină sistemul, normal că ai incendii. Deci sunt lucruri de bun simț. Eu cred că decizii, dacă vorbim de decizii foarte proaste, în continuare eu consider că decizia de a transforma Spitalul Județean Neamț, Spitalul de Urgență, în Spital COVID, a fost o mare prostie. Eu spun că se apropie undeva de ce spuneam înainte. Apropo de niște cuvinte urâte. E o decizie criminală în anumite momente. Absolut. Consecințele au demonstrat că a fost o decizie criminală. Pentru că măsurăm în vieți omenești ceea ce s-a întâmplat acolo. Problema e că în continuare noi vorbim și nu se întâmplă nimic. Întrebați de spitalul de la Lețcani. Pe mine nu mă interesează dacă e vina lui Arsene sau a guvernului. Pe mine mă interesează să funcționeze. Că astăzi spitalul ăla putea fi o soluție, un backup pentru ceea ce se întâmplă în spitalul absolut, județean. Absolut. Pentru că subiectul pe care noi l-am mai discutat. Câte patologii sunt în momentul de față neglijate, pentru că e spital COVID, gândiți-vă că sunt saloane cu 6 paturi ocupate de o singură persoană. Deci în momentul de față capacitatea, dacă ne raportăm la număr de paturi a spitalului, nu atinge, de câte știu eu, nici măcar 15%. Măcar să facă ceva, să aducă niște bani cu el. Să facă un muzeu al prostiei administrative din regiunea dezvoltare nord-est. Și să pună 10 lei intrarea, că eu m-aș duce. Ar felul... fi țara plină de muzee, pentru că, din păcate, așa suntem. Atâta vreau mai să... Mai departe, că, o secundă, de. Vreau să termin. Ne raportăm la, domnule, nu avem paturi ATI. Ok, să cumperi 10 paturi ATI nu e o mare problemă. Ce faci cu personalul? Nu avem personal. Bun, noi acum nu avem secție practică, avem o secție improvizată. Eu vorbeam de personajul de care există. Eu vorbesc la nivel național. Adică, bun, ok... Suntem de un an și ceva în pandemie. Vreau să văd și eu cum a fost gândită prevenția și măsurile care s-au luat, știindu-se clar că va fi și valul 3 și dacă mă întrebați pe mine, va fi și valul 4. Și dacă ne uităm atenți, avem mari probleme cu AstraZeneca, cu vaccinarea. Asta scade credibilitatea și interesul oamenilor. Vom avea foarte puțin, din ce în ce mai puțin, din cei care vor să vaccineze cu AstraZeneca. Deci e o anumită dinamică în care dacă nu ești foarte atent și nu previi pasul următor, nu-l anticipezi, poți avea consecințe dramatice. Eu vreau un singur lucru să vă citesc din acel proces verbal făcut în 2018 și atenție, eu i-aș recomanda și domnului procuror Iacob să-l citească, procesul ăsta verbal, care spune așa, citez: astfel, instalațiile de detectare, semnalizare și alertare în caz de incendiu, acolo unde există etaj 4 și 5 pavilion chirurgical, da? În clădirea respectivă, nu sunt în stare de funcționare la parametrii proiectați, iar la construcțiile de îngrijire a sănătății care depășesc peste 100 de persoane cu paturi, este obligatorie dotarea cu aceste instalații. Și continuă, mă rog, așa alt. 2018. Vin niște oameni care, sub egida prefecturii, a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, spun lucrurile astea. Deci nu s-a gândit nimeni. Bă, dacă tot le-am scris, hai să mergem și acolo, dacă știm că sunt, uite, asta trebuie făcut, sunt lucruri minime. Domnul Bănănescu, știți ce înseamnă să deschizi o clinică privată? Dacă... Nu știu, dar putem întreba unii care au deja prin Neamț. Eu am clinici și, eu vorbesc de unii din Neamț care lucrează la DSP. Te spun prea subtil pentru mine. Nu, vă spun direct. Am înțeles. Da. Adică, conflictele de interese oricum nu mai contează în România, că ele au fost deja... Vorbește un specialist, ca să spun așa. Eu nu am avut conflict de interese.
ați avut incompatibilitate, adică, pe o chestie absolut care nici măcar la nivelul unui conflict de interese nu este. Inexistente, dar gândiți-vă, conflictul de interes intra în sfera penalului, iar incompatibilitatea în sfera civilului. Pentru o persoană care a avut conflicte de interese și a scurs mulți bani în baza unor contracte care făceau subiectul conflictului de interese, acolo nu au fost probleme. În schimb, faptul că eu am avut un PFA care nu funcționa, pe care l-am declarat, declarația de avere, am făcut și adresă la ANI și am întrebat, 3 ani de zile eu nu mai pot să ocup nicio funcție publică după sentința pe care am primit-o după 7 ani. După 7 ani. Deci, asta este exact justiția. În momentul în care vă pregăteați. A fost o coincidență. A fost o coincidență nefericită. Nefericită, nici nu mai contează. Deci, gândiți-vă, eu totuși am stat 20 ceva de ani în politică și înțeleg mecanismele. Dar pentru un om simplu care se află într-o astfel de situație, câtă încredere să mai aibă în justiție? Pentru că, dacă nu îmi închipui că eu am fost singura victimă a acestui sistem, au fost 10.000 de oameni. Pentru ce? Ei, vorbeam acum de conflictul de interese și vorbeam de ce se întâmplă la nivel de, hai să spunem, sistem de sănătate. Gândiți-vă că tot vorbim și nu se întâmplă nimic. Adică eu nu văd să se întâmple ceva major în ceea ce înseamnă partea și de management și de investiții în sănătate. Acum, o firmă privată, cum vă spuneam, dacă nu are un element din tot sistemul de apărare împotriva incendiilor, adică dacă nu ai un banal de extintor, te și amendează și nici nu te autorizează. Pe cât la spitalele de stat se poate acest lucru, este acceptat. Gândiți-vă câte instituții de stat au datorii imense la stat. Ce se întâmplă cu unul care azi am văzut o bătrânică, i-au greșit pensia și au furat-o aproape 3 ani de zile. Și femeia nici măcar nu înțelegea, zice, o să-mi dea banii înapoi și reporterul îi spunea, da, o să primiți banii înapoi. Să bine primiți. Adică nu mai, deci nici măcar nu se mai bucură, nici nu realizează, nu se mai revoltă drepturile. Exact. Oamenii au intrat așa într-un soi de adormire pentru că își dau seama că se luptă cu more de vânt. Dar aici e chestie de mentalități, de abordări, pentru că de educație. De educație. Da, educația trebuie făcută. Dacă nimeni nu se ocupă de educație, ce să facă? Să fie autodidact? Sau cineva m-a întrebat de ce scriem noi în continuare și facem anchete și reportaje și asta. Tocmai de asta. Să rămână. Să se vadă că da, totuși să cineva... Să le creați o bază de informare și documentare celor care își doresc foarte mult să fac dreptate și promovare pentru anumite partide. Exact. Haideți să vă dau... V-am întrebat de ce ne-am stat merdea întoarselea și răspunde un domn pe chat. Din cauza că neamți incidența de infectare cu virusul corupției generalizate și instituționalizate are un grad maxim încă de dinainte de 89. Jos pălăria. Corect. Jos pălăria. Ne mai spune un domn. Aș putea să-i spun că legea comunistă celebra, lege 18, s-a născut la Piatra Neamț. Serios? A, cu virele. Cu virele. Cu virele, da, celebrul deci... proces al virelor. Da. Da. Pentru ca lucrurile să funcționeze așa cum trebuie... Academia Infractorilor s-a inventat la Piatra Neamț. La Piatra Neamț. Și mai avem multe, multe exemple. Mai avem... De la Piatra Neamț, inclusiv Microsoft a învățat în timp. Microsoft-ul lucru. La Piatra Neamț a fost singur atentat cu bombă din România. Adică... Suntem tari. Alt comentariu. Este ciudat că faptele strict penale conform codului penal nu ajung la judecată de multe ori și sunt condamnați mai mult găinari. Eu sunt la categoria găinari. Deci, bună ziua și bună să vă fie cafeaua de dimineață. Mă bucur că relați aceste emisiuni. Să rămână inteligente împreună, domnilor. Ne spune o doamnă. Haideți să trecem și la Piatra Neamț, că sunteți consilier local. Nu vă mai prind eu așa de des în emisiuni și de aceea astăzi publicăm o anchetă, calvarul unor locatari dintr-un bloc administrat de locativ serv.
Și cu asta am nici titlu. Când vorbim de locativ, să trebuie să iau un antihistaminic, că devine alergic. Așa. Deci, pe două scări de bloc, niște oameni trăiesc acolo, au locuințe zise sociale. Așa o zic ei că au locuințe. O șmecherie administrativă penală la vremea aceea în Piatra Neamț, că s-au făcut blocuri sociale și le-au dat la oameni care... La socialiști. La socialiști, din prefectură, din Consiliul Județean, din primării, din instituțiile publice, de la poliție, din altă parte, pentru că erau locuințe sociale. De fapt, absolut penal încărca legea, am demonstrat-o. Bineînțeles că nu poți să aplici legea retroactiv la Piatra Neamț. Bun, oamenii ăștia locuiesc acolo, imaginile sunt înfiorătoare. Nu știu cât se vede pe televizor, așa cumva... Deci, dacă te-ai duce acum prima dată, îi spune că este o clădire demolabilă. Da, dar este unul din cele mai noi blocuri și construite un bloc în Piatra. Păi asta spun. Oamenii aceia sunt disperați. Plouă, cad zidurile, au căzut o cărămidă și a secționat practic acoperișul unei mașini, a căzut în... și a intrat în urmă. Dacă era cineva acolo, îi spăgea capul în două. Oamenii au făcut adresă la proprietar. Adică primăria Piatra Neamț. Primăria Piatra Neamț a îndreptat adresa spre administrator. Locativ serv, care n-a răspuns oamenilor. Oamenii disperați au reluat circuitul de câteva ori. Domnul Bălănescu, lucrurile sunt clare. Că acum eu nu vreau să mă alind și să vă povestesc lucruri, să spun așa, fabulații. Locativ serv trebuie desființat. Locativ servul trebuie să devină un serviciu în primărie. Pentru că atunci când este partajată responsabilitatea, lucrurile nu funcționează. Pentru asta trebuie delimitate clar competențele și nu mai trebuie să vedem acest ping-pong pe care îl fac în toate domeniile autorității. În absența delimitării de competențe, fiecare dă vina pe celălalt. Acum ce face primăria mi se pare de bun simț, pentru că până la urmă locativ serv este administratorul. Și, de fapt, asta este competența și responsabilitatea lui. Dar, repet, locativ servul nu funcționează, a fost și el, ca și alte societăți ale primăriei, mereu folosit ca o sinecură politică, a fost folosit pentru, cum spunea domnul Gavrilescu, pentru stoparea risipei banului public. Era pe funcție. Era pe funcție. Acum aș dorește să fie din nou pe funcție ca să ne spună din nou că el va combate... Stoparea risipei banului public într-un anumit... Într-o anumită direcție. Adică să nu se piardă, ci să meargă canalizat doar pentru grupul de interese pe care îl conduce. Lucrurile astea, să știți că au fost discutate în Consiliu și unul din punctele din strategia conducere primării este desființarea locativ servului și trecerea lui la primărie. Știți ce n-am văzut și eu? Și atunci știm pe cine tragem de urechi. Corect. Știți ce n-am văzut eu? N-am văzut ca cineva să vină să ne spună foarte clar, domne, în proiectul de buget pentru anul acesta, da? Pentru cât mai da era? Mama bugetului. Mama e bugetului lui, ca să spunem așa. Așa. Dom'le, societățile primăriei au venit cu bugetele proprii detaliate. V-am pus pe masă trei foi de hârtie. Da, asta e Consiliul bugetul Consiliului Județean. Da. Nu, păi special l-am pus. Dacă vă uitați pe ele, ăla e pus în dezbatere publică. Ce pot să dezbat eu public pe asemenea hârtie în care, la capitolul investiții, spune lucrări făcute de către Consiliul Județean? Care lucrări? Unde? Lucrări în continuare. În continuare, în continuarea continuării. Da. Deci, la buget Consiliului Local. Ați dezbătut bugetul? Da, bineînțeles, da. E tocmai în dezbatere publică. Ceea ce vreau să vă spun este că e foarte greu și am mai vorbit la dumneavoastră în emisiune câți oameni pot citi un buget. Dar nu trebuie să citești bugetul. Dar lista investițiilor poți să o pui pe net?
Absolut. Poți să pui ceea ce primăria ce-ți propui tu? Ce-ți propui tu? Dar, de exemplu, când vorbim despre 150-200 de lucrări pe care le face să fie acolo defalcat pe bugete, nu cred că va citi nimeni. Nu. Eu nu cred că transparența constă, măcar să știm în mare pe ce să cheltuiesc banii. Dacă există un interes punctual, se poate dezbate fiecare. Pentru că dacă am pune bugetul desfășurat, defalcat și în detaliu pe fiecare capitol din buget, vă spun eu că nu-l citește nimeni. Nu interesează pe nimeni salariile. Cât vor fi, că ele sunt un procent. Că ele oricum în 75%. Datoriile sunt un procent. Totul se duce pe salarii. Dar mă interesează să știu ce își propune primăria să facă în domeniul învățământului, în domeniul infrastructurii. Eu nu știu, ați primit propunerea de buget de la primărie? Eu să știți că urmăresc întâmplător, sunt unii dintre cei care urmăresc și am citit. Am citit lucruri care mi s-au părut interesante. Aveți acolo pe educație, aveți acolo toate școlile și chiar sunt defalcate și individual prezentate. În același timp, gândiți-vă că primăria trebuie, la ce datorii are, pentru că are datorii foarte mari și are probleme în a iniția investiții pe care și le-ar dori. Cred că primul lucru pe care trebuie să-l facă primăria este să identifice ce bani poate lua din fonduri europene și să se asigure că va avea bani pentru ceea ce înseamnă proiectare, studii de fezabilitate, în prima fază, și cofinanțare pentru proiecte europene. Pentru că, de exemplu, în perioada imediat următoare vor fi deschise măsurile, iar vor putea fi accesați bani pentru zonele metropolitane. Iar în momentul de față, gândiți-vă că zona metropolitană nu e funcțională pentru că Dumbrava Roșie nu este în zona metropolitană. Și asta creează... Nu vor ei. Nu vor ei, nu știu care e motivația, probabil că au și ei motive bine întemeiate. Așteaptă nu... să unească Piatra Neamț cu ei. Da, adică să se unească ei cu Piatra Neamț. Nu, Piatra Neamț cu ei, ca să devină ei consiliul. Să devină metropolă. Da. Lăsând gluma la o parte, zona metropolitană poate atrage foarte mulți bani, sunt finanțări europene care, pentru că baza, conceptul, abordarea finanțării europene, aceea de a crea sisteme integrate și sisteme care să funcționeze în timp, pentru 5, 10, 20 de ani. Dar noi avem sistemul integrat și funcționează în timp. Se cheamă așa. Cum spunea tovarășul aici, domnul acesta, scuzați, nu tovarăș. Trebuie să mai citesc o dată ca să nu... Deci, virusul corupției generalizate, instituționalizate. Dom'le, la noi funcționează. Deci avem un sistem care funcționează perfect. Da. Explicați-mi unde este corupția în bugetul actual al primăriei. Chiar... Da, chiar. O secundă. Ia, vă rog frumos. O secundă să ajung acolo. Să nu spuneți că de ce să asfaltează 5 străzi obscure. Eu nu spun, pentru mine nu există străzi obscure. Și asta vreau să vă spun. Acolo locuiesc niște oameni. Și pentru fiecare om, strada lui e importantă. La fel de importantă cum este pentru mine, nu știu, unde locuiesc, Mihai Eminescu, la fel de importantă este strada din marginea orașului. Pentru că și acolo locuiesc oameni. Au aceleași drepturi. Exact. Dar vorbim despre sisteme integrate. Da. Când faci un plan de asfaltări, de modernizare a străzii, ții cont de niște lucruri. Acolo, pe strada aceea, ai canalizare, ai în timp planuri pentru canalizare? Sau vii tu și modifici, faci stradă și faci niște șanțuri și apa din curțile oamenilor după ce tu ai făcut... Aici vă referiți la ape pluviale, bănuiesc. Sau canalizarea în sine. Canalizarea în sunt sine. Sunt două lucruri total diferite. Canalizarea în pentru sine. Că canalizarea șanțurile în sine. Sunt pentru ape pluviale. Să vă dau un exemplu. Știți cum se asfaltează la noi? Așa? Nu se asfaltează să te duci, să dai un strat de 20 de centimetri, să pui după aceea toate straturile alea și te duci iar și pui deasupra. Iar lucruri tehnice la care nu mă nu. Și observ că toate străzile se înalță. Și casele oamenilor... Da, pentru că s-au adăugat straturi peste straturi, dar
dincolo de chestia. Nu spuneți că eu știu ce se întâmplă la Gara Veche. Deci am bătut Gara Veche pas cu pas. Când plouă, le inundă curțile, pentru că toată apa de pe stradă, e diferența e de undeva la un metru și jumătate față de, de drum. Eu spun așa, că cei care fac bugetul... Până la urmă, aici, este o problemă de optimizare. De optimizarea banilor, a sistemului de reparație. Adică, credeți-mă că se încearcă să se schimbe și să se învețe din greșeli. Acum, nu știu, dați-mi un exemplu concret, că tot n-am înțeles unde e corupția. Ne vedem săptămâna viitoare, deja e și 30 de minute. Am, scuzați. Ne vedem săptămâna viitoare. Nu, că o să facem așa, pe bucățele. Vă rog frumos. Dar așa, ca pentru o... Pentru că o astfel de analiză în emisiunea noastră va folosi foarte mult. Deci, eu aș atrage atenția asupra unui singur lucru, că în ultima perioadă, în România, două sunt infracțiuni, genul de infracțiuni care se finalizează cu dosare. Alea care merg acum, e o infracțiune mare, pe Apia. Schimburile de terenuri s-au epuizat, că nu mai avem terenuri. Dar avem, de exemplu, acele infracțiuni dovedite în timp pe achiziționarea de sisteme informatice. Eu aș sugera ca cei care se ocupă de sisteme informatice la primăria Piatra Neamț... Vă referiți la achiziție de softuri? Sau nu ce? Numai de softuri, sistem informatic, efectuare, inventariere, pe aplicații informatice pentru organizarea unitatea administrativă. Sistemele astea preconizate în proiectul ăsta de buget. Nu va rămâne așa. Păi nu, din da. Ce am citit eu. No, aici s-a făcut și acolo vreo corecții. 2 milioane de lei. Păi să, da, asta e realitatea. Nu vrem toți digitalizare. Ba da, nu vrem. Dar aruncăm un ochi și pe bugetul de anul trecut și pe cel de acum 2 ani nu, să vedem ce s-a luat. Nu s-a așa să realizează lucruri. Uitați-vă, acolo sunt licențe pentru foarte multe programe. Foarte multe licențe, sunt foarte mulți bani. Deci alea sunt obligatorii. Pentru că nu ești instituție privată, adică vreo companie care, hai că mai hackeresc eu și iau licență, nu iau licență, nu o plătesc, dar o folosesc. Adică o instituție publică nu își permite așa ceva. Și uitați-vă la ele, chiar cu zâmbetul ăsta insinuant. Dar nu este insinuant deloc. Credeți-mă că am citit foarte atent bugetul. Și eu. Și am pus foarte multe întrebări. Eu am făcut și niște comparații. Lăsați comparațiile. Păi, Chitic știa el de digitalizare, că mă și bâlbâi când mă gândesc. Că nu înțelegea nimic. Acolo era cu agenda, cu pixul, de-aia am avut și acces și transparență în ceea ce înseamnă informarea populației. Despre ce vorbim? Vrem să digitalizăm sau nu? Da, ok. Mai avem fix 2 minute. Avem o rubrică care se cheamă Omul Săptămânii. De data asta avem două rubrici, bila albă și bila neagră. Și vreau să vă spun, să ne întoarcem spre Piatra Neamț, pornind de la un exemplu din Alexandru cel Bun. Niște oameni în Alexandru cel Bun, după ce noi am scris că într-un loc din comuna respectivă sunt gunoaie, s-au dus singuri și au strâns gunoaiele astea, e a doua acțiune a lor. Bravo! Fără să primească saci de la primărie, mănuși de la primărie și bani pentru asta, s-au dus singuri și au curat. Dar au cerut... Nu, e un obicei ca în alte zone să dea bani pentru ca să te duci să faci. Și tot în Alexandru cel Bun, pe un mal unui lac, există un foișor construit prin proiect european, care este distrus, putred, și unde se adună copii, se urcă acolo, mai și fumează, chiar și țigări, mai și beau, chiar și apă, din când în când. Mai fac, se joacă de-a doctorul și mai rămân siringi pe acolo. Și acolo nu intervine nimeni, deși este un proiect european, este sub incidența unei instituții importante. De ce îl întrebăm pe primarul de la Alexandru Cernu? Da, întrebăm, noi am pus întrebarea aici. Pornind de aici, vreau să vă spun că aș fi bucuros și în Piatra Neamț, acțiune de curățenie. Apropo, felicitări tocmai pentru... începe acum. Da, felicitări pentru asta. Acțiunea care știți că era la un pas să nu mai existe pentru că se gândise domnul Gavrilescu să amânăm curățenia de primăvară pentru să dăm banii pentru spital, da, pentru secția spital. ATI.
Dar că tot facem informatizare și digitalizare, vreau să închei cu... Apoteotic. Așa. Ce trebuie să faci dacă vrei să plantezi voluntar un copac la Piatra Neamț? Știți ce trebuie să faci? Sâmbătă este acțiunea. Da. Știți ce trebuie să faci? În primul rând să aprob ca calitate de consilier local 20.000 pentru acțiunea asta. Este un lucru bun, pentru că trebuie cumpărat saci, probabil, mănuși, un suc, o apă. Dar nu asta este problema. Nu, nu, nu. Sucul și apa nu intră. Este și o mâncare, și o masă. E un sandwich, nu o masă. Un sandwich. Da. Dar nu asta e problema. Problema este că vreau și eu să mă înscriu. Și niște prieteni. Și zic, băi, cum fac? Mi-iau hârlețul și mă duc. Nu. Te înscrii digital. Și te înscrii și așa. Formulezi un formular online pe care trebuie să dai date personale. Ale tale sau ale însoțitorilor. Adică adresa de mail a ta, dar și adresa de mail a însoțitorilor. Doamne, mi se pare aberant. Nu, să nu mi se pare aberant. Sunt date personale. Cum să dau care eu care? Pentru un soțitor adresa de mail, dar că de vine să pun în pom? Adresa de e-mail e o dată personală. Este o dată personală, pe concepția unora. Dacă salariile sunt anonimizate... Ascultați-mă puțin. Sunteți un om cu foarte multă experiență. Vorbim mereu de prevenție, vorbim, gândiți-vă, ca acolo se pot întâmpla, nu știu, un accident. Cineva dă cu hârlețul, îi tai un picior unuia. Cine răspunde? Organizatorul. Pentru că este organizare semi-oficială, că e chiar oficială. Dar hai să spunem că participă și ONG-uri. Dar aveți șansa unică, și știu că v-ați dorit asta întotdeauna, să vă înscrieți într-un ONG ca să nu vă mai dați datele personale primăriei și mergeți cu un ONG. Bun, trebuie să spun și cu ce mașină vin, trebuie să-mi dau și numărul de mașină, nu? Eu aș cere și asta, dacă merg. Nu numărul de mașină, dar cât de mare e mașina. Bun, și dacă, deci, dacă e electrică. Trăiască binefacerile. Apropo, pe când un proiect de hotărâre în Piatra Neamț, de exemplu, sau dacă nu măcar o decizie, cumva luată, că nu mă pricep, eu nu sunt consilier local și nu mă... Era să zic nici eu. De exemplu, că nicio instituție din subordinea primăriei sau nicio instituție în care primăria este acționar majoritar, nu-și mai cumpără mașini decât electrice. Decât electrice. Stați că a apărut Dacia și probabil că vor intra mașinile electrice. Pentru că nu orice instituție își poate permite. Acum am să vă mai spun. Nu, dar noi să ne pregătim. Să ne integrăm, ca să zic așa. Este prevăzut, apropo de proiecte de mobilitate urbană, ca pe banda pe care vor circula mijloace de transport în comun să circule și mașini electrice. Adică... Să nu îmi spuneți că are primul care are acces e primarul pentru că are mașină electrică. Cam mai ăsta asta, uite, bă, ce a făcut Carabelea? Chiar are mașină electrică? Da. De care mașină electrică? Cred că Zoe se cheamă? A, Renault. Renault. A. Da, știu, ține de francofonie. Ține de francofonie, da. Domnul Carabela este francofon, preferă Peugeot și Renault. Da. Eu vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. În sfârșit m-am simțit și eu bine, după mult timp. Și ieri m-am simțit bine, dar eram mai eu singur. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Eu vă mulțumesc. Să sperăm că a fost inteligent, cum spunea doamna. Ne oprim aici. Măsura posibilităților și sper chiar să analizăm fiecare capitol din buget. Eu aștept asta, să văd. Asta va folosi, eu trebuie să vin cu explicații pentru fiecare, iar dumneavoastră să combateți, pentru că va fi foarte util celor care vă urmăresc. Abia aștept, vă mulțumesc, cele bune, oameni buni, e joi. Căutați și un mesagerul dacă vreți, pentru că sunt o groază de texte. Vă dau numai un titlu, un stareț, un secretar, un alt gradat și mulți bani. E interesant. Cele bune! Toate într-una!